Oedip rege, adaptare radiofonică după tragedia lui Sofocle. De mult, lângă cetatea veche a Tebei, pe apropiatul munte Stingione, zeii trufași au așezat un sfinx ce în fiecare zi smulgea cetății jertfe mari de sânge. Și zeii îl meniseră să stea acolo, așteptând un muritor, ce-o ști cu meșteșug a dezlega enigma încredințată lui de muze. Mulți încercaseră să dea răspunsul, dar toți căzutau pradă hâdei fiare. Veni odată un tânăr de departe și fără preget, agera lui minte știuta să deslege acea enigmă, ștergând astfel a zeilor o sândă. Pe cerul plin de neguri al cetății, prin el sclipi din nou al vieții soare. Apoi cu cinste, îmbrăcând clamida, ajunse Oedip, rege în cetate. Ani mulți, sub sceptrul regelui Oedip, cetatea Tebei a trăit în pace. Dar din senin, deodată se așează deasupra ei zăbranic greu de nori. În țara toată pustiește ciuma, oamenii mor și vitele stârpesc, iar spicul holdelor e numai pleavă. Să ne apropiem acum. Priviți, aici e piața mare a cetății, alături casa regelui Oedip și în fața ei altarul lui Apollo. Aici, lângă al zeului altar, pe treptele de piatră și pe glie, mulțimi de oameni, tineri și bătrâni, purtând pe frunți cununile de frunze, îngenunchiați se roagă cu ardoare, cerșind cu mâini întinse îndurare. În mijlocul mulțimii stă împietrit bătrânul preot al lui Zeus. Iată, pe treptele palatului domnesc coboară un bărbat frumos la chip, deși ajuns e în puterea vârstei, cu pasul rar, cu fruntea îngândurată, și în jurul lui suită de curteni. Acest bărbat e însuși Oedip, regele, și adresându-se mulțimii, îi grăiește. O, feții mei, nepoți lui Cadmus cel bătrân, de ce stați în genunchi astfel în fața mea, încununați de ramuri verzi și de podoabe, când al tămâii fum e copleșit orașul, ca și de cântece de jale și suspine? Dorim să aud acestea însumi, feții mei, din gura voastră, nu de la străini. Am și venit de grav între voi. Bătrâne, tu ce ești lui Zeus preot, răspunde în locul lor. De ce stați astfel? Sunteți cuprinși de vreun dor. Din suflet vreau să vă ajut, altfel aș fi nesimțitor când milă nu mi-ar fi de rugăciunea voastră. Da, o stăpânitor al țării mele, Oedip, nevezi de toate vârstele adunați în jurul altarelor din curtea ta. Unii nu sunt că în starea merge singuri, alții grei de ani. Orașul, precum vezi tu însuți, se cutremură de rodul sterp al holdelor, de focul ce pârjolește turmelor pășunea, de ciuma care bântuie în cetate. Deci, Oedip, tu între toți cel mai puternic, te implorăm, adu-ne alinarea cu sfatul zeilor atotputernici, ori învățat de un glas de muritor. Tu, cel mai bun din toți, hai, izbăvește orașul. Doar n-ai uitat, această țară, zice Mântuitorul ei, prin zelul tău de-aldată. Cu fericit augur ne-ai luat în mână soarta odată, fii și acum la fel cu tine însuți. Căci dacă vei domni ca până acum pe țară, mai bine o stăpânești cu oameni decât goală, că e nimic un zid și e nimic o navă deșartă de bărbați și în care nu stă nimeni. Bătrâne preot, n-ai venit a-mi spune ce nu știu eu, ci tot ce știu. Văd și eu bine ce suferiți voi toți, dar între cei ce sufăr nu e nici unul care suferă ca mine. Durerea voastră atinge doar un singur ins, pe sine, nu pe altul. Sufletul meu însă jelește orașul și pe mine și pe voi, încât nu m-ați trezit ca pe un om ce doarme, ci să aflați că m-am văitat cu multe lacrimi și am cercetat în gând căi multe de scăpare. Iar singurul leac bun pe care l-am aflat a fost că l-am trimis pe-al meu cumnat, pe Creun, să întrebe oracolul la templul sfânt din Delfi, să-mi spună ce să fac spre izbăvi cetatea. Și măsurând de azi tot timpul de cântusie, mă întreb de ce l-am drăgit săbava. Atunci când se va întoarce, aș fi de tot hain când n-aș îndeplini tot ce arată zeul. A, ai grăit la timp, căci iată acești doi slujitori. În urma lor, privește, vine Creun, împodobit cu lauri și cu dafii. O, Doamne, Apollon, dar veni într-un noroc atât de bun pe cât e el de luminos la față. Arată bine, alminte n-ar veni purtând pe fruntea lui cunun de ramuri. Vom ști undat, e atât de aproape încât ne ude. O, Creon, ruda mea, tu, fiului Menaceu, ce graiuri de la zei vioare să ne aduci? Prielnice, spun doar că toate, chiar necazurile când știm să le îndurmăm, se întorc în chip ferice. Dar cum e acest oracol? Eu nu-mi fac nădejde, nici teamă nu-mi fac totuși de cuvântul tău. Dacă dorești să auzi, aceștia fiind de față, sunt gata să vorbesc. Sau poate îi vrea în casă. Vorbește către toți, căci jalea lor o duc mai greu decât pe aceea sufletului meu. Voi spune cele auzite de la zeu. Ne poruncește vașnic zeul nostru Apollon de-a înlătura țării pângărire, ce din glia ei a crescut, ca să n-ajungă fără de leac. Ce-i spășire cere? Ce fel de jertfă oare? Gonind un vinovat sau ispășind o moarte prin moarte, a ei sânge bântuie cetatea. A cui nenorociră de lui leac? Răspunde. De Laius este vorba, de acel rege care domina înaintea ta în țară. Știu din auzite, la chip nu l-am văzut. Ne poruncește zeul limpede de acum să pedepsim pe ucigașii celui mort. Și atunci, de ciumă mântuită fi va țară. Unde sunt ei? Și unde flavă moare nedeslușita urma unui vechi omor? Pe acest pământ, a zis, ceea ce cauți poți găsi și-ți scapă numai ce nu ți-i să afli. În care loc anume? Acasă, pe câmp sau poate în altă țară, Laius a căzut răpus. Plecase, cum se știe, spre a cerceta un zeu și nu se mai întoarse acasă niciodată. Nici un pristav și nici alt soț de cale oare nu fi văzut ce s-a întâmplat cu dânsul? Sunt morți, afară de unul care a fugit de frigă. Din ce a văzut, putut a spune un singur lucru. Ce? Căci dintr-unul afli adesea să înveți multe, te nu ți-ar da decât un palid licăr de nădejde. Niște tâlhari l-au întâlnit, cu brațul la mulți, nu prin puterea unuia pierii. Dar voi, atunci când v-a căzut stăpânul, n-ați cercetat cine erau făptașii? Amăgitorul Sfinx ne-a împins să luăm aminte doar cele ce vedeam, lăsând pe cele ascunse. Dintr-un începutul său voi lumina aceasta. A făcut bine, Apollon. Bine-ai făcut și tu că pentru cel ucis v-ați dat această grijă. Mă veți vedea stând și pe mine într-ajutor, spre a răzbuna deodată țara și pe zeu. Eu doar nu pentru niște prieteni de departe, ci pentru mine însumi voi spăla rușinea. Că și cel ce l-a ucis, cu aceeași mână, poate că năzuiește aș face asupra-mi răzbunare. Deci, apărând pe Laius, mă slujesc pe mine. Și cât mai grabnic, dragii mei, sculați-vă de jos și ridicați lăstarele împotopite. Să mă asculte tot poporul Tebei. Ori vom fi fericiți, ori ne vom prăbuși. Dar iată, se apropie de noi acești bărbați aleși, coregii Tebei. Sunt 15 după datina știută, dar gândul lor e una ca și vorba. Ei vor grăi cu glas de adevăr tot ce muncește cugetele noastre. Tebani, bătrâni și tineri, ascultați-i! Dulce cuvânt al lui Zeus, ce ne aduci din al Pitiei templu de aur? Ce oracol rostești pentru Teba vestită? Înfiorat sunt în sufletul meu și tremur de frică. O, vindecătorule Apollon, cu cernic pe tine te întreb, ce ursită îmi hărăzești, fie acum, fie într-al anilor curs? Spune-mi, oracol din Delos, tu, grai fără de moarte, spune-mi, oracol din Delos, tu, grai fără de moarte. Eu nu pot pedepsi nelegiuirea celor ticăloși făptași, de nu-mi dați măcar un semn din tot ce știți. Teban, eu lămurit grăi voi către toți. Oricărui dintre voi ce știe pe acel ce l-a ucis pe Laius, fiul lui la Beacos, îi poruncesc să-mi dea mie toată seama. Dar de se teme însuși de pedeapsă, e un cruț pe aceasta. El nu va păți nimic de neîndurat, ce va pleca din țară pe afară. Iar dacă cineva cunoaște că făptașul din altă țară este, să nu tacă, fiindcă eu îl voi răsplăti și îl voi ține în milă. Dar dacă veți tăcea și cineva de teamă pentru ai săi sau pentru sine nu va da porunci ascultare, iată ce voi face. Opresc pe acel om, oricine ar fi, să viețuiască în țara în care eu am tronul și puterea. Iar pe făptașul fără de legii ce se ascunde, fie că-i unul, fie că-s mai mulți, îl blestem să-și ducă amarnic neagra viață de amaruri. Și blestem ca pe casa mea să cadă aceeași năpastă ce-am rostit acum, când eu, cu știrea, i-aș da pe vatra țării adăpostul. Vă cer să îndepliniți acestea toate de dragul meu și al zeului și al țării, ce stearpă și pierdută fără de zei. Chiar dacă zeul nu va ceri spășire, Tot se cădea să nu lăsați țara mânjită, pentru că mortul, om de frunte a fost și rege, ci să porniți la cercetări. Acum, eu, Domnul, am stăpânirea ce avea el înainte, și patul lui, și pe nevasta-i de soție. Și pruncii mei s-ar fi înțeles cu pruncii lui, de n-ar fi fost odrasla-i fără de noroc. Acum, răstriștea a căzut pe capul lui. Astfel, gândind la el cu drag, ca la un tată, mă voi lupta și voi lua măsurile să punem mâna pe făptașul morții lui. Dar vouă, celorlalți tebani ce întăriți cuvântul meu, vă stă într-ajutor dreptatea și zeii, toți deopotrivă fie vă prielnici. Cum mă silești cu blestemul, voi grăi, rege. Eu, corifeul care stau în față, nici n-am ucis și nici pe ucigaș nu-l pot numi, ci doar acel ce ne-a îndemnat la cercetare, Apollon, să ne spună cine e făptașul. Apollon să ne spună cine e făptașul. Tu, corifeule, grăit ai drept, dar a sili pe zei atunci când nu vor ei, nu e bărbat să o poată face. Mai este un alt mijloc ce-mi vine acum în minte. Și-al treilea de-ar fi, nu preceta să-l spui. Cunosc pe un om care vede tot așa ca Apollo. Este Tiresias, prorocul. O, rege, el vom întreba cine-i făptașul. Cinstit și limpede ne va răspunde. Cinstit și limpede ne va răspunde. Eu n-am lăsat departe nici acest mijloc, căci sfătuit de-al meu cumnat de Creun, trimis am doi curteni să mi-l aducă, și sunt mirat că nu-l găsesc aici. Ci, iată, se apropie un copil, ducând de mână pe Tiresias, prorocul. Cei doi curteni îl însoțesc de-aproape pe prorocul orb Tiresias, cel care e singurul din oameni cu adevărul suflet. Oprește. Ești în fața regelui, bătrâne. Tu, cel ce toate vezi, Tiresias, știutele și neștiutele, cerești și pământești, și știi, deși n-ai ochi, de ce prăpăd orașul cotropit. În tine doar aflăm pe ajutătorul și mântuitorul Tebei. Apollon, zeul, întrebat de solii noștri, ne-a spus: scăparea singura veniva când, prinși fiind cei ce l-au ucis pe Laius, vor fi uciși sau vor fi supioniți din țară. În tine ne vedește-l. O, Tiresias. Vai, vai cumplite să cunoști, când a cunoaște nu-ți este de folos. Știam prea bine asta, dar am uitat-o, altfel n-aș fi venit aici. Ce este, dar? De ce ai venit așa de trist? Te văd grăind cuvânt ce nu meneștea bine. Așadar, ca să nu pățesc și eu la fel... Nu, pe zei, dacă știi, nu ne lăsa. Vorbește, căci iată-ți scădem înainte în genunchi. Sunteți cu toți nebuni. Eu însă niciodată n-am să destărni răul tău și nici pe-al meu. Ce spui? Știi și păstrezi în taină? Cugeți oare să ne trădezi pe noi, să nimicești orașul? Nu vreau să te amărăsc pe tine, nici pe mine. De ce întrebi în deșert? Tot n-am să-ți spun nimic. Cel mai rău dintre cei răi N-ai să vorbești odată. Rămâi așa, neînfrânt, neînduplecat. Ieși vor toate în vileag, chiar dacă tac. Pe toate vreau să mi le spui, căci trebuie. Mai mult nu voi grăi și dacă vrei, te mânie cu furie sălbatică. Nu voi cruța nimic, căci mare e mânia pe care o simt. Să știi, tu-mi pare acela ce-a pus la cale fapta, împlinind-o cu mâna altora, dar gândul a fost al tău. Adevărat. Atunci îți poruncesc să asculți de legea ce ai rostit și de astăzi înainte să nu grăiești cuvânt cu aceștia sau cu mine, căci ucigașul și pângăritorul tu ești. Cât de nerușinat poți fi rostind astfel de vorbe, dar răspunzi de ele. Răspund. Eu stăpânesc cumplitul adevăr. Am înțeles ce spui. Ce pare? Mă spune odată. Tu spun. Ești ucigașul cel pe care îl cauți. Sunt născocire de lui Creun? De ale tale? Nu Creun ți pierd zahara, ci tu însuți. Încep să mă răstorn, trecând nădejde că lângă tronul lui Creun vei sta aproape. Amarnic veți plăti, cred eu, și tu, și al tău părtaș la înlăturarea mea. Ești om bătrân, altfel te-aș învăța ce înseamnă răul cuget. Noi, cumpănind vorbele lui și pe ale tale, Oedip, le socotim rostite din mânie. De acestea nu-i nevoie, ci să chipzuim cum dezlegăm de plin oracolul divin. Să chipzuim cum dezlegăm oracolul divin. Ai ochi deschiși, dar singur nu te vezi, nici unde stai și nici cu cine locuiești. Știi cine te-a născut, nu știi că ești urât de-ai tăi ce-s jos, la morți, urvii, sus, pe pământ. Că de-am în două părțile, de-a mamei și de-a tatii, te va goni cândva blestemul cu pași repezi. Tu nu știi nici mulțimea de amaruri ce te vor da de gol cu fiii tăi de-o seamă. Și acum, cu noroi pe Creun și pe mine mânjește-ne, căci nu va fi pe lume om care să piară odată mai cumplit ca tine. Ai pot răbda tot ce-ți rostește gura, să părăsești acest palat, plecând acasă! Nici când aș fi venit de nu mai fi chemat. Nu m-am gândit că vei grăi prostii de acestea. Alminte, nu te-aș fi chemat la mine acasă. Așa sunt eu, nebun, precum îți pare ție. Pentru părinții tăi ce te-au născut cu minte. Cine? Stai. Cine între oameni m-a născut? Această zi îți va da și nașterea și moartea. Cum toate câte spui sunt tulburi și încurcate. Nu ești tu cel mai bun dezlegător de taine. Insultă-mă în ceea ce aflavei mare. Mărirea asta însă a fost pirea ta. Râde voi mântui acest oraș. Nu-mi pasă. Eu plec acum. Iar tu, copile, haide, du-mă. Mergi sănătos. De față fiind, tu, piazărea, mă turburi, dar plecând nu mă vei supăra. Plec. Dar voi spune întâi de ce am venit aici. De tine nu mă tem, căci nu mă poți ucide. Îți spun, acel bărbat pe care îl cauți de mult timp, tot amenințând și dând legi despre moartea lui Laius, e aici acela, crezut venetic de pripas, se va vedea că-i băștinaș teban. Nu se va bucura de întâmplare. Orb din unul care vede și cerșetor din om bogat ajungeva. În pribegie cu toiagul va umbla. Se va vădi că este totodată fiilor săi frate și părinte și-al femeii care născu fiu și bărbat, că a mânjit patul soției tatălui său pe care l-a ucis. Hai, du-te în casă, gândește-te. Iar de mă prins cu vreo minciună, spune atunci că nu știu să prezic. Cine e acela de care profetica stâncă din Delfi a spus că a săvârșit cu mâini sângeroase nespus de cumplite fapte? E timpul să o ia la picior în fugă, mai repede ca năvalnicii cai ai furtunei. Cumplit, oh, cumplit mă înspăimântă înțeleptul profet. Eu nu-i dau crezare, dar nici nu zic altfel. Sunt însă în mare îndoială în cele ce-aș spune. Doar Zeus și Apollon sunt preștiutori și pătrund pământeștele rosturi. Dar că dintre oameni profetul ar fi mai presus decât mine, aceasta e credință neîntemeiată. E drept că se poate ca omul să întreacă pe altul prin înțelepciune, dar fără să văd vorba de plin dovedită, eu n-aș fi în stare să spun că fac bine acei cel de faimă pe Oedip. Căci față cu toți, odinioară, i-a ieșit înainte în aripatului Sfinx pe care îl răpuse prin agera-i minte. De aceea, în cuget, nu-l voi învinui de vreun rău pe Oedip. Nu-l vom învinui. Iată, Creun se apropie de noi și pare frământat de amare gânduri. Bărbați din Teba, auzi că Oedip, regele, cumplit mă învinuiește în groaznice cuvinte. Vin neputându-le îndura. Dacă în aceste restriști el crede că din parte mi-a suferit în vorbă sau în fapt ceva ce l-a jignit, n-am nicio poftă să trăiesc de acum încolo sub bănuiala de a fi om hain, numit astfel de voi și de prieteni. Dar poate mai curând ocara i-a fost smulsă de furie decât de cuget chipzuită. Prin ce se dovedește că de sfatul meu înduplecat profetul ar fi grăit minciună? Oedip avea privirea dreaptă și inima curată atunci când mă părea astfel de această vină. Nu știu, căci eu nu cat la ce fac cei puternici. Dar iată-l, însuși Oedip se întoarce din palat. Creun! Iar tu? De ce ai venit aici? Și ce obraz fără de rușine ai sub acoperișul meu să vii? Tu, ucigaș acelui om de față, tu dovedit tâlhar al stăpânirii mele. Hai, spune-mi zău, netrebnic sau nerod crezutul mai depus la cale această faptă. Credeai că nu voi ști de uneltirea ta urzită în taină și că aflând-o n-am să o înlături. Și nu-i nebun îndrăzneala-ți de a vâna fără a fi sprijinit de prieteni și norod domnia, ce se ia doar prin norod și avere. Știi ce să faci? Ascultă și răspunsul meu la cele spuse și pe urmă judecă. La vorbe ești grozav. Eu însă nu te aud pe tine, căci te afli hain și dușman mie. De asta mai întâi ascultă ce am să-ți spun. N-ai vrea să-mi spui cumva că nu ești vinovat? Te socotești că-i lucru bun înverșunarea fără de minte? Atunci nu cugeți drept deloc. Te socotești că poți să defăimezi o rudă fără să ții pedeapsa? Atunci nu cugeți bine. Sunt de părerea ta. E drept ce spui. Dar care-i durerea ce, cum zici, ai suferit-o? Spune-mi. Ai îndemnat sau nu m-ai îndemnat că trebuie să numim pe cineva la Sfântul Proroc? Ba da, și sunt și acum de asemenea păreri. Cât oare de atunci, din vremea în care Laius a făcut ce anume? Că ce nu înțeleg? Pierii fără de urmă de o mână ucigașă. Mulți ani îndelungați s-ar număra de atunci. Și-și făcea și atunci profetul meseria. De ce n-a pomenit de mine în vremea aceea? Că dacă n-ar fi fost cu tine înțeles, nici când el n-ar fi spus că l-am ucis pe Laius. Că spune asta, știe Oedip. Acum am însă dreptul să te întreb și eu la rândul meu ceva. Întreabă, Creun. Nu pot fi bădit ca ucigaș. Pe sorul mea, cumva nu ai tu de soție? Domnind cu ea, dând legi în țară deopotrivă? Și nu sunt eu de-o seamă al treilea între voi? Nici o tăgadă nu-i în tot ce-ai întrebat. Dar te răsplată, ești un prieten ticălos. De mă prins că aș fi urzit cu prorocul un plan? Nu mă sândi la moarte cu un singur glas, ci chiar cu două, al meu și al tău. Dar din prepus, fără să mă întrebi, nu-mi face vină, căci nu e drept a judeca cu ușurință pe cei mișei cinstiți și pe cinstiți mișei. Frumos grăi, ferindu-se să cadă în vină, o rege, căci greșești când te grăbești să judeci. Greșești când te grăbești să judeci. Când cineva mi întinde în gravă pe furiș o cursă, iau și eu măsuri de bază. Căci dacă asta să aștept, doar ale lui s-ar împlini și a mei l-ar da greș. Ce vrei deci? Să mă izgonești afară din țară? Nu să te alung. Gândesc să te ucid. O, Creon, dar să-mi arăți întâi temeiul urii tale. Sfârșiți, o regi! Văd pe eu casa care vine la timp din casă pentru voi. Cu ea împreună trebuie acum să potoliți această ceartă. De ce ați aprins, sărman de voi, această nebună ceartă? Nu vă e rușine, acum când țara piere, să vă certați aici, în fața lumii? Și intră în casă, Oedip. Tu, Creon, du-te acasă. Nu faceți din nimic prilej de grea durere. O, soră, Oedip, bărbatul tău, găsește drept să mă jignească amarnic. Între două rele îmi dă să aleg, să plec din țară sau să mă omoare. Așa-i, căci l-am prins ca pe un răufăcător, urzind grozave îneltiri asupra mea. Să-mi pietresc pe veci și blestemat să pierd dacă am făcut ceva din câte îmi pui în seamă. Te implor pe zei, Oedip. Crede aceasta. Întâi pentru a cinsti prin jurământ pe zei, apoi de dragul meu și al celor ce stau față. Te înduplecă dacă socoți cu cale, tu, rege Oedip. Te înduplecă, rege. La ce vrei să mă înduplec? Cum nu mai e un copil, iar legământul îl face mare, cinstește-l. Tu știi ce vrei? Știu bine. Spune ce anume. Să n-alungi vreodată cu necinste și vină, pe temeiuri nesigure, pe prietenul sfințit prin jurăminte. Să știi tu bine că cerându-mi acest lucru, tu ceri pieirea și surghiunul meu din țară. Oh, nu, îți jur pe soare, între toți zeii, zeul dintâi, părăsit și de zei și de oameni, să pierd o cumplită pieire, de cuget eu una ca asta. Pe mine, sărmanul, al țării istov mă roade în suflet. Al țării istov ne roade în suflet. În pace, ducă-se. Chiar dacă ar fi să pierd sau cu rușine să fiu izgonit din țară, de ruga ta mă înduioșez, ci nu de lui, căci el, oriunde ar fi, nesuferit îmi este. Te înduplă ce-a nevoie, dar greu îți va mai fi când ai să-ți uiți mânia ce te neacă. N-ai să mă lași odată, n-ai să pleci! Mă duc, necunoscut de tine. Pentru ei, același. O, Doamne, Oedip, ți-am spus și nu odată. Să știi că nebun și lipsit de orice suflet mi-aș părea mie însumi de te-aș părăsi pe tine, care în restriștele patriei mele dragi, singur ai pus-o pe drumul cel drept. Și acum, dacă poți, fii tot tu călăuza ei bună. Fii tu călăuza ei bună. Te rog pe zei, o, spune-mi, rege, acum, de ce ai fost cuprins de o furie atât de mare? Să-ți spun, căci te cinstesc mai mult decât pe toți, femeie. Creun urzește planuri împotriva mea. Vorbește, să văd dacă ne vinuiești pe drept. El zice că eu sunt cel ce a ucis pe Laius. Cum? O știe el? Ori a aflat-o de la altul? El mi-a trimis un proroc răufăcător și în cel privește lasă gura de tot, slobodeu. Fii liniștit acum de cele câte spui. Ascultă-mă și află că nu-i muritor pe lume ca să aibă al profeției dar. Și am să-ți aduc pe scurt dovezi de asta. Cândva, lui Laius i-a vestit oracol că era scris să moară de mâna unui fiu, care din mine și din el s-ar fi născut. El totuși, cum se spune, a fost ucis de mult, de lotri din străini la crucea Trei Drumuri. Iar fiul său, cum s-a născut, nici nu trecuseră 3 zile și a fost dat cu gleznele legate pe mâna altor să-l arunce în munți Sâlhui. Cât de mult, femeie, spusa ta mi-aduce în suflet turburare, mintea mea cu tremur. De ce neliniște bătut grește aceasta? Mi s-a părut că am auzit din gura ta că Laius fu ucis la crucea Trei Drumuri. Acestea se ziceau și încă se mai zic. Și în ce loc s-a întâmplat nenorocirea? Focida îi zice țării. Acolo se desparte un drum ce duce către Delfi și Daulia. Și cât timp e de la acea întâmplare? Puțin mai înainte de a veni tu, domn al țării noastre, s-a vestit cetății asta. Oh! Zeus, ce ți-ai pus în gând să faci cu mine? Ce te apasă oare, Oedip, pe inimă? Nu mă întreba. Dar Laius, ce statură avea? Grăiește-mi. Și ce vârstă ar fi atins atunci? Mare de stat, la cap prinsese să albească. De înfățișarea ta se depărta nu mult. Vai mie, vietul, cum se pare asupra-mi blesteme cumplite am rostit acum chiar, fără să știu. Ce spui? Mă tem să te privesc în ochi. O, rege, cumplit mă tem că prorocul n-a fost orb. Mă lămurești mai bine de-mi răspuns ceva. Și eu mă tem. Ce întrebi? Doi știți voi răspunde. Mergea cu un mic alai sau cu un mare număr de slujitori, ca un om mare ce era? Erau cu toții 5, iar între ei era și un pristav. Laius mergea cu un singur car. Vai, vai, ce limpede e totul. Însă cine v-a adus totuși vouă aceste știri, femeie? Un slujitor, care scăpă el singur teafăr. Și din întâmplarea cum la noi în casă? Nu, ci de cum s-a întors și te-a văzut ținând domnia. Iar pe Laius l-a văzut răpus, căzutul mi-a în genunchi luându-mă de mână ca să-l trimit la câmp să pască turmele. spre a rămânea cât mai departe de oraș. Nu s-ar putea întoarce aici, la noi, curând? Ba da, se poate. Dar de ce dorește aceasta? E teamă, o femeie, să nu fi vorbit prea mult. De aceea vreau să-l văd odată aici. El va veni. Dar oarecum și eu sunt demnă să aflu cele ce te turbură, o rege. Nu-ți vă ascunde aceasta, căci mi-a mai rămas doar o nădejde. Cui oare aș putea să o spun mai bine decât ție, în starea în care sunt? Și tatăl meu era Polib corintianul, iar maică-mea Merope doriană. Un om la un ospăț, fiind cu totul beat, îmi spune că aș fi copil de suflet. Eu, supărat, nu m-am putut răbda și a doua zi m-am dus la tata și la mama să întreb dacă acele spuse aveau temei. Ei, auzind-o ca rănăscocită, s-au mâniat pe cel ce astfel vorbise, iar eu mă bucuram de aceasta. Totuși, pururi cuvântul mă rotea, rănindu-mi sufletul. Pe ascuns de mama și de tata am plecat la Delfi și Apollon, la cele ce întrebase, m-a întors fără de răspuns. În schimb, nenorociri și groasnice și jalnice vestindu-mi lămurit că mi-e sortit să mă însoțesc cu mama mea și voi da în văzul lumii un neam nenorocit și voi ucide tatăl, cel ce m-a născut. Iar eu, acesta auzind, părăuzit de stele, părăsi Corintul și fugi în altă țară, unde să nu văd năpasta cumplitelor oracole împlinindu-se. Umblând așa, ajung pe acele locuri unde tu spui că regele, el însuși, a pierit. Și-ți voi grăi adevărat. Ajuns atunci aproape de răscrucea trei drumuri, acolo un pristav și într-o căruță trasă de telegari, un om, precum l-ai zugrăvit, ies înaintea mea. Din cale, vizitiul și chiar bătrânul mă înlătură cu silă. Atunci pe vizitiu, care mă da înlături, cu furie îl izbesc. Bătrânul, cum mă vede apropiindu-mă de car, o chinde în crește de două ori mari de peste cap cu biciul. Dar mi-a plătit-o, nu după măsură. El pe loc de mâna mea, trăsnit cu bâta, cade pe spate, răsturnat din podul carului. Ucid apoi pe toți ceilalți. Dacă străinul acesta e cumva cu Laius înrudit, ce om e oare mai nefericit ca mine? Ce om ar putea fi mai urgisit de zei? Între străini și cetățeni, nici unul în casă nu are dreptul mă primi. Am spune o vorbă, ci e dator am agonii. Și acestea nimeni altul, ci însumi le-am rostit cu blesteme asupra-mi. Soția celui mort o pângăresc cu mâinile-mi ce l-au răpus pe el. Nu sunt un ticălos, nu sunt de tot spurcat că trebuie să fug. Și că fugar nu mi-e lăsat să-i văd pe-ai mei și nici să calc în țara mea, ca nu cumva să mă însoțesc cu mama și să-mi ucid tatăl, Polib, cel ce m-a născut și m-a crescut. Pe noi așișderi, regi acestea ne înfioară, dar până ce va veni un martor, ai binădejde. Nu pierde nădejdea, rege. Și chiar singura nădejde ce-mi rămâne, să aștept pe cel bărbat, păstorul, pe el doar. I-a spus eu castii că Laius de tâlhar fusese omorât. Și dacă el ar spune și acum același lucru, n-am ucis eu, deci, căci unul singur n-ar putea să însemne mulți. Dar te vorbește doar de un om, de unul singur. E limpede atunci că vinovat sunt eu. Așa i-a fost cuvântul. Tu așa să știi. Și el nu poate să-și ia îndărât acum. Orașul întreg l-a auzit, nu numai eu. Și de s-ar depărta de cele spuse întâi, el nu va dovedi, o rege, niciodată că Laius fu ucis cum i-a fost dat, căci Loxias rostică de un copil al meu e scris să moară. Dar pe el nu nenorocitul de copil mi l-a ucis, și a pierit mai înainte. Așa încât, în ce privește profeția, nu mă mai uit de acum la dreapta, nici la stânga. E bine atunci. Totuși, de parcă ați trimite pe cineva să mi-l aducă. Nu uita. Am să trimit îndată. Și să intrăm în casă. Eu n-aș putea să fac decât pe placul tău. Ieșind din palat tulburată, coboară în fugă albele trepte de piatră, mergând spre altarul închinat lui Apollon. Ascultă ce spune. Ascultă ce spune. La tine vin, Apollon, căci tu ești cel mai de aproape. Smerită vin cu aceste daruri sfinte, care risipind amarul să ne scapi pe noi, căci toți ne temem azi, ca și când am vedea lovit de trăsnet pe cârmaciul navei noastre. Cine-i acest bătrân? Nu-i de pe aici. Pe câte văd, sosește de departe. Ne-ați putea spune, o străini, pe unde oare se află ale regelui ridit palatei? Și mai ales să-mi spuneți de știți unde e el. Și iată casa lui, străine. El e înăuntru. Soția lui e dânsa. Copiilor lui mumbă. Ci fericită fie ea cu ai săi de-a pururi, de e cumva soția cinstită a lui Oedip. La fel și tu, căci, o, străine, vrednic ești cu bunele țurări. Ci spune-ne, ce trepte aduc aici și ce vrei să ne dai de știre? Vești bune pentru casa ta și soțul tău. Ce vești anume? Și de unde vii, străine? Vin din Corint, iar vestea ce-ți voi da umplea-te-va de bucurie și de jale. Ce veste e? Ce îndoit rost poate avea? Poporul din Corint va ridica de rege pe Oedip, cum se zicea acolo. Cum? Oare nu mai este domn Polib, bătrânul? Nu, căci moartea-l ține întins într-un mormânt. Ce spui tu oare? A murit Polib, bătrânul? Despun neadevăr, puteți să mă ucideți. Chemați-l pe Oedip să afle vestea. Prevestiri de zei, unde mai sunteți? Cândva de acel om Oedip, temându-se spre a nu-l omorî, plecă în surghiun. Și acum, răpus de soarta lui, nu de Oedip el moare. O, mult iubita mea soție, tu, Iocasta, de ce m-ai înviat să vin din casă aici? Ascultă pe acest om și, auzindu-l, vezi cum se împlinesc a zeului sfinte oracole. El vine din Corint vestind că tatăl tău, Polibos, nu mai este, ci că a pierit. Ce spui, străine? Povestește-mi singur totul. Te trebuiește întâi să-ți spun pe șleaua aceasta să știi că el e mort, dus de pe lume. Din ce i s-a tras? Din trădare sau din boală? Ei, o mică slăbiciune adoarme pe bătrâni. Sărmanul, precum văd, s-a stins răpus de boală. Ca și de lungul timp pe care l-a trăit. De ce să ne uităm mereu, femeii, la vatra pitiei, la țipătul din aer al păsărilor, după ale căror arătări eu trebuia sucit pe tatăl meu, iar el, mort, zace sub pământ, pe când eu sunt aici? Nu ți-am prezis acesta de multă vreme eu? Mi-ai spus-o, însă eu eram mânat de groază. De teama asta te-ai înstrăinat de acolo, nevrând să fiu altativ ucigaș, bătrâne. De ce nu te-am scăpat de această teamă, rege? Căci am venit cu bune cugete la tine, iar eu ți-aș și plătit cum se cuvine slujba. Și eu tocmai de aceea am venit, ca să mă bucur de ceva la întorsul tău acasă. Dar niciodată la părinți nu mă voi duce. O, fiule, se vede că nu știi ce faci. Cum asta, bătrâne? Pe zei, lămurește-mă. Dacă de asta te ferești să vii acasă... Mă tem să nu se adeverească ce-a spus oracolul. Să nu te spurci cumva de la părinții tăi? De asta, moșule, mă tem necontenit. Dar știi tu bine că te tem fără de temei? Cum nu? Când din acești părinți eu m-am născut. Fiindcă într-un nimic Polib nu ți era rudă. Ce spui? Polib cumva nu mi-a fost tată? În niciun chip, precum nici eu nu-ți sunt. Atunci de ce îmi spunea copilul său? Ei, el te primise în dar din mâna mea odată. Venind din mâini străine, oare cu putință atâta dragoste să-mi poată arăta? L-a înduplecat doar faptul că nu avea copii. Ai cumpărat? Sau m-ai găsit când m-ai dat lui? Eu te-am găsit în căile sâlhui din Citheron. Pe ce călătoreai tu prin acele locuri? Pășteam pe acele locuri turmele muntene. Erai păstor, deci? Rătăceai pentru simprie? Am fost copil atunci, mântuitorul tău. De ce durere pătimeam când m-ai găsit? Glesnele tale pot mărturisi de asta. Glesnele? Vai mie, ce durere veche mi-amintești. Te-am deslegat. Aveai picioarele străpunse. Eram legat și cu ce scutec de rușine. Zei, cine mi-a făcut-o? Tata, mama, spune-mi. Nu știu. Mai bine știe cel ce mi te-a dat. Ai luat deci de la altul? Nu tu m-ai găsit. Nu, ci de un alt păstor mi-ai fost încredințat. Cine e acela? Poți să ți-l aduci aminte? Un om ce se zicea în slujba lui Laius, a regelui de altădată al țării acesteia. Așa chiar. El era păstor la acel om. Și nu cumva trăiește ca să-l pot vedea? Voi, băștinași, O știți mai bine ca oricine. Răspundeți, deci, când regele vă întreabă. E cineva din voi ce stați în jurul, care ar cunoaște că acel păstor de care e vorba, fie la țară, fie aici, pe aproape. Răspundeți-mi. E timpul să o aflăm. Cred că nu e alt om decât acel păstor, cel de la țară, pe care tu doreai să-l vezi mai înainte. Mai bine ca oricine ar spune doar Iocasta. Femeie, crezi că omul cel pe care tocmai îl așteptam să vii e cel de care spune? De cine spune? Nu lua aminte, ci cată să uiți aceste vorbe fără rost. Nu-i cu putință că, având atâtea semne, să nu descoperi din ce neam sunt eu născut. Nu! Pe zei, dacă-ți pasă de viața ta, nu cerceta nimic. Destul sunt eu bolnav. Fii tare, căci chiar dacă apar de 3 ori rob, din neam de 3 ori rob, tu nu vei scăpăta. Totuși, ascultă-mă, te rog. Nu face asta. N-am să te ascult până ce nu voi pricepe limpede. Eu vreau binele tău și-ți dau cel mai bun sfat. Acest cel mai bun sfat de mult mi-o povară. Sărmane, te n-ai ști vreodată cine ești. Oedip, de ce s-a dus cuprinsă de cumplit amara soția ta? Mă tem ca nu cumva din liniștea de acum să iasă o pacoste. Și iasă orice-ar fi, oricât de nesemnată e seminția mea, vreau totuși să o cunosc. Ea, din potrivă, ca femeie încrezută, se rușinează de obârșia mea joasă. Dar iată, spre noi se îndreaptă acum cu pasul șovăitor, sub povara de ani, bătrânul păstor al lui Laius, adus de tremișii lui Oedip. Prin el afla vom azi taina cumplită. Te trebuie pe un om necunoscut vreodată la chip să-l recunosc. Văd parcă pe păstorul ce-l căutam de mult. Adânca-i bătrânețe îl dă în vileag de-o seamă cu acestui om. De-al mintere, cei ce-l aduc sunt slujitorii mei. Te întreb pe tine întâi, străine din Corint, de el grăiești tu? Da, de el pe care îl vezi. Bătrâne, tu privește în ochii mei. Răspunde-mi la cele ce te întreb. Ai fost cândva aici la curte slujitor lui Laius? Rob eram, nu cumpărat, crescut în casă. Ce lucru îndeplineai și cum îți duceai viața? Viața mi-o duceam mai mult păstorind turmele. Și mai cu seamă în care loc ți era târla? Era când pe Citheron și când în preajma lui. Nu știi să fi văzut pe om acesta acolo? Cu ce se îndeletnicea? De cine-i vorba? De el, aici de față. Nu l-ai întâlnit cândva? Nu pot răspunde îndată. Nu mai aduc aminte. Nu-i de mirare. Doamne, îi voi aduce eu aminte cele ce-a uitat, căci eu știu bine. M-a cunoscut pe Citheronului Costișe, când el cu 2 turme, eu cu 1 singură, am fost vecin cu acest om 3 luni întregi, din primăvară până ce cădea bruma. E așa cum spun eu sau nu spun adevărul? Adevărat grăiești, dar mult mai e de atunci. Ia spune, ți-amintești că mi-ai fost dat odinioară un prunc spre a-l crește ca pe propriul meu copil? Ce este? Pentru ce întreb de lucru acesta? El este cel ce atunci era copil. E însuși regele Oedip aici de față. Și taci odată, pune-ți lacăt gurii. Nu-l dojeni, bătrâne. Mai curând ce spui tu e lucru de dojană decât ce spune el. Prea bunul meu stăpân, cu ce sunt vinovat? Că nu răspunzi de acel copil de care întreabă. Vorbește fără a ști nimic și bate câmpii. Că nu răspunzi de voie, ai să răspunzi de silă. Și nu mă bate, sunt bătrân. Te rog pe zi. Nu-i cineva să-i lege îndată mâinile. Sărac de mine, pentru ce? Ce vrei să știi? Acel copil de care spune, l-ai dat lui? L-am dat. Mai bine aș fi pierit din ziua aceea. Și asta ți se va întâmpla de nu spui drept. L-aveai de unde? Al tău era sau de la altul? Pesei, stăpâne, nu mă întreba mai mult. Era un prunc născut din oamenii lui Laius. Un rob? Un prunc născut din el? Din neamul lui? Ai mie, în ce groază intru dacă spun. Și eu dacă aud, și trebuie să aud. Se povestea că ar fi fost fiul lui. Ea însă, Iocasta, doamna ta, ne-ar spune cel mai bine. Dânsa ți l-a dat. Într-adevăr, ia, Doamne. Spre face cu el ce? Spre a face cu el ce? Da. Spre a-l da pierzării, Doamne. Ce mamă biată. S-a temut de menirele de care avea să moare pe părinți, ziceau. Iar tu, de ce l-ai dat bătrânului acestuia? Din milă, Doamne, socotind că va să-l ducă în altă țară, iar el, spre cel mai mare amar, l-a mântuit. De ești acela tu, să știi, nefericit mai ești. Născut din cine nu se cade, am luat pe cine nu se cade, am ucis pe cine nu se cade. Vai, acum a ieșit totul în vileag. Lumină, tu te văd acum. Ultima oară. Vai, strălucite Oedip, ți-a slujit de liman același culcuș ca prunc și ca tată. Cum oare? Cum de-au putut îndura părinteștile brazde sărmane în tăcere atâta? Cum de-a putut îndura pământul atâta? Oedip a intrat cu grabă în palat. De ce oare? Sufletul lui zbuciumat acolo între ziduri își mai poate oare afla alinarea? Și unde-i Iocasta? Privește, pe ușa palatului iese cu părul vâlvoi un slujitor. Ce spune el oare? Voi, prea cinstiți în țara asta, ce fapte veți auzi și veți vedea, ce jale vă va cuprinde, că eu cred că nici Istru și nici Fasis nu pot spăla această casă. Așa păcate ascunde ea și atâta nenoroc. Nu lipsește nimic la ceea ce știm ca să nu fie groaznic. Ce ne mai vestești? O veste ce se spune și se ascultă prea repede. Iocasta, regina, a murit. Nenorocită! Și din ce pricine oare? Ea și-a făcut singură seama adineauri. De furia aprinsă a pătuns în casă. Se aruncă pe patul ei de nuntă, smulgându-și părul cu amândouă mâinile. Apoi închise ușile cu zgomot, strigând pe Laius, mort odinioară, aminte aducându-și de odrasla-i cel de pe el morții, spre a lăsa pe mamă să nască alți copii fiului ei. Jelea culcușul unde biata zămislise din soțul ei un soț și din copil copii. Cum a pierit apoi, eu nu voi ști. Cu țipete a năvălit Oedip și lângă el n-am putut vedea amarul ei sfârșit. Și asupra lui, fugind nebune, aținteam ochii, umbla de sus în jos în forfote, cerând să-i dăm o spadă. Și-și căuta femeia, nu femeia, muma care îl născuse pe el și pe copiii săi. Pe când turba astfel, un demon o arată, țipând cu un plic sări la ușa cu canatul și din loc smulgând-o, se repezi în odaie. Acolo am văzut femeia spânzurată, de lațul împletit în colăcită. El, cum o văzu, îngrozitor urlă sărmanul. Desface funia de care atârnă, ea cade jos biata. Ce priveliște de groază, smulgând de pe veșmântul ei agrafele de aur ce o împodobeau, el începu a se lovi cu ele în fundul ochilor, strigând așa că nu vor mai fi martori amarurilor lui și ai faptelor lui rele. Acum nenorocitul s-a mai arinat. El strigă să se dea drumul la porți, să vazăte banii toți pe ucigașul de părinte, pe cel ce va pleca din țară, nemai putând rămâne în casa blestemată cu propriul lui blestem. Priviți, porțile s-au deschis și el, sărmanul sărac. Oh, cumplită durere au de văzut oamenii. Oh, cea mai cumplită din câte văzut am vreodată. Ce furie sărmane năpădită asupra-ți! Ce demon s-a năpustit cu restriști mai rele decât cele mai rele pe nenorocita-ți viață! Cumplită durere! Ai. Nefericitul de mine, nefericitul, în ce țară mă duc eu, sărmanul? Sub ce străine văzduhuri glasul meu tânguiva? O, norocul meu, unde te-ai? În groaza de neauzit, de nevăzut. Oh! Nor copleșit de întuneric, amarnic asupra-mi venit, de nespus, de neînvins și de neînduplecat. Cumplit mă străpunge și plinul durerii și amintirea nenorocirilor mele. Și nu e de mirare ca în atâtea amaruri de două ori mai mult să plângi și să te zbuciumi. Oh, prietene, tu statornic tovarăș-mi ești. Tu rămâi să îngrijești de cel orb. Doar tu nu mă lași, ci eu cunosc bine, deși în întuneric, glasul tău apropiat. Ce lucruri groaznice ai făcut! Cum ai putut să-ți vadă în ochii? Ce zeu te-a îndemnat la asta? Apollon, Apollon, dragii mei, fost cel ce m-a împins la cumplitele mi crunte dureri. Însă nimeni nu mi-a scos ochii cu mâna. Doar eu, ticălosul, la ce-mi trebuia să mai văd, când nu mai aveam de văzut nimic să-mi încânte privirea. Așa e, precum spui tu. Ce mai pot oare vedea, ori îndrăgi, orice vorbă pot auzi cu plăcere, prieteni. Luați-mă, dar, departe de aici, cât mai repede, cu mine ducând și acest mare prăpăt, pe cel mai urât și de zei și de oameni. Nu știu să-ți spun dacă ai fost bine chibzuit. Mai bine e să mori decât să viețui orb. Chiar dacă ce-am făcut nu-i lucru cel mai bun, nu mă certa și nici nu mai da sfaturi tu, căci nu știu cu ce ochi aș fi putut privi pe pruncii mei, pe cei născuți așa cum s-au născut. Nu, nu, cu ochii mei n-aș mai putea să văd orașul acesta, turnurile lui, nici sfintele chipurile zeilor. O, Citheron, de ce mi-ai dat lăcaș? De ce luându-mă nu m-ai ucis, ca niciodată să nu descoperi lumii cine mă născuse? O, tu, Polib, tu, Corint, bătrân palat, numit de mine părintesc, ce de păcate ați mai crescut în mine sub un chip frumos! O, nuntă, nuntă, mi-ai dat viață și dându-mi viață, iarăși ai semănat acea sămânță și ai dat lumii părinți, frați cu copiilor, femei ce sunt și mame și neveste acelorași copii și tot ce poate fi mai rușinos pe lume. Așa încât, pe zei, repede de aici departe, ascundeți-mă sau ucideți-mă, în mare zvârliți-mă, să nu mă mai vedeți vreodată. Și iată, vine Creun la timp spre a împlini cele ce ceri și a te sfătui, căci el rămase în locul tău singurul stâlp al țării. Ai mie, ce cuvânt aș mai putea să-i spun? Ce încredere se mai cuvine să-mi arate când altă dată am fost atât de crud cu el. Eu n-am venit, Oedip, nici ca să mă râd de tine, nici să te mustru de greșelile trecute. Iar voi, bărbați tebani, să mi luați pe acest purcat pe care nici pământul, nici ploaia sfântă, nici lumina nu-l îndură. Și cât mai repede duceți-l în palat, căci mai cu seamă rudelor, doar lor le milă, căci rudelor se cade mai ales să vadă și singure să audă amarul rudelor. Căzei, fiindcă tu nu mi-ai înșelat nădejdea și ca un om prea bun la cel mai rău venit ai, ascultă-mă în folosul tău, nu al meu, spun. Și ce dorești atât să capeți de la mine? Aruncă-mă din țara asta cât mai repede, acolo unde să nu pot vorbi cu nimeni. Aș fi făcut-o, află, de n-aș fi vrut să întreb pe zei întâi care le-i voia. Răspunsul lor e însă cunoscut de toți, pe paricit, pe ticălos, ucide-ți-l. Așa au zis, dar cum stau lucrurile acum, mai limpede să știm ce este de făcut. Deci pentru ticălos îi întreba pe zei. Și cel puțin acum te vei încrede în ei. Pe tine așadar mă bizui și te rog să îngropi cum crezi pe moartea care zace în casă. E drept să îndeplinești acestea pentru ai tăi, iar eu nu-s vrednic ca cetatea părintească să afle în mine, viu fiind, un cetățean, ci lasă-mă să locuiesc în munți, în locul numit Citheron, acolo unde mama mea și tatăl meu mi-au hrăzit de viu mormântul, ca să sfârșesc așa cum m-au sortit să pierd. Cât despre fiii mei, nu-mi purta grija Creun. Sunt doar bărbați și niciodată nu vor duce lipsă de nimic, oriunde s-ar afla. Numai sărmanele și tristele-mi copile rămâi în grija ta și mai ales îngăduie să le mângâi și să le plâng nenorocirea. Înduplecă-te, rege, n-aud cumva pe dragele-mi copile plângând, milostivindu-se de mine, Creun trimis-mea pe cei mai dragi dintre copii. Așa e. Așa e. Eu sunt cel ce le-am mânat aici, știind ce mare dor te frământa de mult. Fii fericit și fiindcă mi le-ai scos în cale, te răsplătească zeii mai bine ca pe mine. Copile, unde sunteți voi? Veniți încoace, apropiați-vă de aceste mâini, frățești, care au orbit, așa cum îi vedeți acum, scântetorii ochi de al datei tatălui. Pe atunci, copile, fără să văd și fără să știu, v-am zămislit pe voi din ceea ce m-a născut. Vă plâng cu lacrimi, căci nu vă pot vedea gândindu-mă la ce viață de amaruri va trebui să duceți printre oameni. O, Creun, bunule, tu singur ai rămas părintele lor, căci noi, cei ce le-am născut, pierirem amândoi. Nu le lăsa pe ele ca rude să cerșească fără un bărbat pe drumuri, ca să n-asemui suferința mea cu ador, ci să te înduri de ele, căci la vârsta lor le vezi fără de vreun ajutor afară de-al tău. Fă-mi semn că da, om bun, atinge-mă cu mâna. Destule lacrimi ai vărsat, ce haide, du-te în casă acum. Trebuie să ascult, deși mi-e greu, dar știi cu ce preț mă învoiesc să plec. Spune, auzind voi ști. Izgonește-mă din țară. Cer ce numai zeul poate da. Sunt cumplit urât de zei, o, Creun. Atunci îndat vei căpăta ce năzuiești. Du-mă acum de aici. Pășește, dar și pe copile lasă-le. Nu mi le lua, te rog, nu mi le lua. Nu mai răvni să capeți totul, Oedip, când tot ce-ai dobândit de la început nu te-a urmat statornic în viață. Sărmane, Oedip, neliniștitule suflet, pierita mărirea ta, dând locul durerii. Cetățeni ai Tebei, plângeți pe nefericitul Oedip, pe cel ce-a înfruntat puterile oarbele zeilor, netemător, luptând cu soarta potrivnică. Plângeți pe nefericitul Oedip, pe cel ce-a înfruntat puterile oarbele zeilor, netemător, luptând cu soarta potrivnică. Ați ascultat Oedip rege, tragedie de Sofocle, adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: prologul Silviu Stănculescu, rapsodul Emil Liptac, Oedip Constantin Codrescu, preotul George Iliescu, Creon Nicu Dumitriu, artist emerit, corifeul Ludovic Antal, Tirezias Aurel Ghițescu, artist emerit, Iocasta Tanții Cocea, artistă emerită, vestitorul Ion Manta, artist emerit, păstorul Mihai Mateescu, slujitorul Damian Crâșmaru. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.